Salariul minim pe economie a crescut începând cu 1 octombrie 2023. Demajorarea salariului de bază minim la 3.300 de lei vor beneficia 1.867.588 de salariați. Începând cu data de 1 octombrie 2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani fără a include indemnizații, sporuri și alte adaosuri la suma de 3.300 lei lunar. Pentru un program normal de lucru, în medie de 165,333 de ore pe lună, reprezentând 19,960 de lei pe oră, se precizează în hotărâre aprobată de guvern în 28 septembrie, publicată în Monitorul Oficial. Această majorare a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată reprezintă o valoare netă a salariului de 2.079 lei față de 1.898 de lei cât era până acum. Această măsură nu se aplică salariaților din agricultură și industria alimentară, aceste categorii aplicându-se prevederile legale actuale. Măsura adoptată urmărește reducerea numărului angajaților aflați în risc de sărăcie și excluziune socială și va avea efecte pozitive la nivel social prin stimularea ocupării și prin creșterea puterii de cumpărare a acestora, precizează Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Până la finalul acestui an există și o facilitate fiscală, respectiv o deducere de 200 de lei, aplicată salariului minim național. Blocul Național Sindical a atras atenția că în acest moment trebuie clarificată din punct de vedere juridic și deducerea de 200 de lei aplicată salariului minim. Inițial, creșterea salariului minim de la 3.000 la 3.300 a fost justificată ca o măsură compensatorie pentru renunțarea la facilitatea fiscală prevăzută de Ordonanța de Urgență Guvernamentală numărul 168 din 2022, respectiv o sumă de 200 de lei se deduce din baza de calcul a impozitului și contribuțiilor sociale pentru cei ale căror salarii de bază sunt egale cu salariul minim brut pe țară. În acest moment, situația acestei facilități este neclară, producând efecte până la 31 decembrie 2023. Asta însemnând că, în lipsa unui act normativ care să abroge din octombrie acest act normativ, salariul minim net va crește de la 1 octombrie 2023 cu 181 lei, de la 1.891 lei la 2.079 lei, urmând ca la 1 ianuarie 2024, în lipsa adoptării unei alte hotărâri de guvern pentru modificarea salariului minim, salariul minim net va scădea cu 83 de lei, de la 2.079 lei la 1.996 lei, au explicat reprezentanții Blocului Național Sindical. Sindicaliștii subliniază că majorarea salariului minim național de la 3.000 la 3.300 lei, în condițiile în care nu se renunță la facilitatea de 200 de lei, va aduce la buget în ultimele 3 luni ale anului venituri suplimentare de aproximativ 666 milioane de lei. În cazul în care se majorează salariul minim și se renunță la facilitate, veniturile bugetului public vor crește pe final de an cu 1,1 miliarde de lei.